ce talie trebuie să am ca să nu fiu un risc cardiovascular? Ne măsurăm înălțimea, iar centimetrii obținuți împărțim la 2. Să spunem 175 de centimetri împărțit la 2 înseamnă 87,5 centimetri. 87,5 centimetri cel mult trebuie să aibă circumferința taliei ca să nu sufere vasele de sânge ori inimă. Dacă toate lucrurile astea ies din decor, atunci trebuie făcută o glicemie. Orice glicemie sare de 100 mg la decilitru dimineața pe nemâncate prezintă un risc de a dezvolta la un moment dat diabet, pentru că glicemiile între 100 și 125 pun diagnosticul de prediabet de toleranță alterată la glucoză. Grăsimea abdominală este un organ endocrin, produce factori de inflamație. Așa apare toleranța alterată la glucoză sau rezistență la insulină. Hormonul insulină nu mai poate să-și facă treaba. Pancreasul trebuie să muncească mai mult ca să bage zahărul din sânge în celule. Rezistența la insulină apare când celulele din organism nu răspund corect la semnalele de comunicare de la insulină. La început, pancreasul secretă mai multă insulină pentru a menține nivelul de zahăr din sânge, dar devine incapabil să dea insulină pentru că se lovește de rezistența celulelor. Crește glicemia. Cum reglăm acest dezechilibru? Cu masa luată dimineața și la prânz, fără ronțăieli între mese, iar seara numai târziu de ora 19, carne coaptă cu legume. Nu cântărim, dar privim palma fiecăruia. O palmă de carne albă, de pește alb, este porția potrivită pentru fiecare. Iar dacă vorbim de carnea roșie, un pod de palmă. Asta înseamnă niște ficăței, o carne de porc, o carne de vită. Legume, bineînțeles, fără amidon, iar aici majoritatea pacienților mei se blochează, că fără cartofi și fasole, parcă nu mai există legume. La fiecare 100-150 de grame de carne este foarte important să avem cel puțin 200-300 de grame de legume, tocmai pentru ca acele legume să funcționeze ca o protecție. Carne coaptă plus legume verzi înseamnă că nu veți crește deloc glicemia seara. Este vital.